Doamna profesoră Adriana Vera, într-adevăr, acest festival este un fel de vârf de lance. Muzica veche și interpretarea informată istoric s-a impus practic în viața concertistică și la noi în țară, dar pe plan didactic încă este foarte mult de făcut. Practic și la noi în țară deja muzica barocă, cine o cântă, cine este în public cu ea, de obicei, este cât de cât documentat sau încearcă să se apropie de acest stil. Și ne bucurăm foarte mult că am reușit să introducem și în curicula școlară, la masterat, discipline precum stilistica barocului și instrument istoric și acest concurs care se desfășoară în cadrul festivalului este de asemenea un mijloc de a stimula studenții să se ocupe mai serios cu această latură a interpretării, pentru care, și asta trebuie spus, din punct de vedere al carierei, nu există nicio instituție care să angajeze muzicieni baroci, să zicem așa. În schimb, în viața concertistică, există multe cerere pentru muzicieni care știu cum se cântă muzica barocului și de aceea noi credem că este foarte util și folositor acest festival care, pe de o parte, motivează studenții noștri și studenții din alte părți. Concursul este internațional și avem chiar participare și din Ungaria, Italia, Germania. Majoritatea, bineînțeles, de la noi din țară. Și, pe de altă parte, este un fel de vitrină pentru Academia de Muzică, care, în acest fel, se afirmă și cu acest stil. Despre concurs am spus, concertele, programul lor, îl puteți citi, poate un cuvânt despre un concert foarte interesant care va avea loc în 24 mai, bine seara. Colega noastră, doamna Ursula Filippi, s-a ocupat foarte mult și se ocupă în continuare de cercetarea manuscriselor autohtone. La Sibiu, mai ales, există o arhivă foarte bogată cu manuscrise muzicale și concertul de vineri 24, care va avea loc la Biserica Piaristă, prezintă în exclusivitate lucrări dintr-un singur manuscris, o colecție care se află în arhivele din Sibiu. Interesant este că în acest manuscris foarte puține piese sunt semnate cu un nume de compozitor. În schimb, doamna Filippi a reușit să identifice și lucrări pe colegi de tenor și pe alți compozitori mai puțin cunoscuți. Și asta arată că muzica contemporană, pentru că pe acea vreme mai trăia, 1739, muzica modernă și contemporană a Occidentului s-a cântat și aici, în Transilvania. Deci, un concert foarte interesant care conține și o muncă